Hello și bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi vreau să vă arăt 12 parfumuri de suflet. Sunt parfumurile mele de suflet, le-am numărat. Sunt fix 12, ceea ce înseamnă că eu aș putea să trăiesc foarte bine numai cu parfumurile astea, teoretic. Asta nu înseamnă că nu-mi plac foarte mult și alte parfumuri, doar că în momentul de față astea se pliază foarte, foarte bine pe ceea ce sunt eu și astea îmi plac extraordinar de mult. Nu o să vedeți inclus aici și șalimarul, deși îmi place extraordinar de mult, însă nu-l simt totuși ca fiind așa apropiat de mine. Eu întotdeauna îmi place să-l folosesc, nu știu, într-o seară când ies pe undeva și sunt foarte elegantă, ori uneori mai port și-l pe la birou pentru că e apă de toaletă și e mai permisivă decât apa de parfum. Însă asta nu înseamnă că nu îmi place, îmi place în continuare și o să-l vreau iar să-l cumpăr, bine, tot apa de toaletă. O să retestez din nou apa de parfum pentru că sunt curioasă cum o să reacționez acum, având în vedere că au trecut vreo 4-5, nu știu dacă nu mai bine, ani de când am testat și știu că nu mă împăcasem foarte bine. Așa că, în momentul de față, ceea ce o să vă arăt sunt chiar parfumurile sufletului meu. Și o să încep prima oară cu, nu cred că nu v-ați așteptat, cu Dior J'adore. Nu știu, pentru mine este și peste Miss Dior. Miss Dior trece pe locul 2. Îmi place incredibil de mult. Nu știu, are Yasomi, are caise, nu caise, piersici. Mi se pare că notele florale se îmbină foarte bine cu cele fructate, pentru că există un echilibru. E un pic, cum să zic, eu sesizez clar că este un parfum floral prima oară, însă poate fi destul de greu pentru că de sesizat, pentru că se simt și niște fructe. E aroma aceea de piersică, în combinație cu iasomia și cu un pic de trandafir. Doamne, și miroase așa de bine. Are și ceva lemnos, ci că doar că pentru mine este un parfum floral cu note ușor fructate. Nu puteam să nu-l arăt, știu că-l știți. Apare la mine multe din clipuri, însă măcar așa probabil v-ați fi convins că e real, nu vă prezint un produs doar ca să vi-l prezint și după aceea nu mai auziți de el ani de zile. E un parfum care pe mine, nu știu, e un parfum delicat, gingaș, suav, pentru o femeie tandră, așa, o femeie mai caldă. Eu nu m-aș putea caracteriza ca fiind cea mai caldă femeie, eu de regulă sunt destul de rece, mai ales cu persoanele pe care nu le cunosc. Însă o să detaliez un pic mai acolo, că am și parfumuri care alea chiar mi se potrivesc. Dar am eu momentele mele când sunt așa, acea ființă, așa delicată și simt că am o urmă de, am vrut să zic o urmă de omenie în mine, nu că așa avea, că am așa niște trăsături un pic mai calde față de cum sunt eu în general. Și asta, pentru mine, de obicei, ăsta e genul de parfum care se potrivește unei femei calde, unei femei tandre, unei femei așa bune la suflet, cum ar veni. Acum e ca și când aș zice despre mine că zrea și scorpie, dar nu. E genul, nu știu, există multe tipuri de femei. No, eu nu mă încadrez neapărat la o femeie, categoria o femeie caldă cu cei din jurul meu. După ce cunosc persoana respectivă, da, devin și eu cu totul și cu totul alt om. Dar până să-l cunosc am zidul ăsta de autoapărare, un fel de firewall, dacă vreți. Da, Miss Dior, Dior J'adore, care pentru mine e sufletul meu. Nu puteam să nu trec pe listă și Faraway-ul. Atâta mi l-am dorit și în sfârșit l-am cumpărat, Faraway-ul clasicul. Și, da, ce vreau să vă arăt este faptul că, da, cum l-am deschis, cum nu mai stă căpăcelul, trebuie să am mare grijă. Eu l-am pulverizat deja aici, are un pic de note de cocos, la fel ca și Dior J'adore. Asta mi se pare că merge tot așa, și pentru o femeie foarte tandră și pe o femeie care e un pic mai rezervată, mai, nu genul, nu prea abordabil așa din prima, cum ar veni. Asta miroase foarte bine.
Și am senzația că asta se simte diferit pe fiecare femeie. Mie place foarte, foarte mult. Pe mine, de exemplu, se simte un pic... Se simte și nota de cocos, dar e și ceva... Nu devine foarte cald. Își menține, nu știu, echilibrul ăla de note pe care le are. Are multe note și ăsta. Mi l-am dorit de foarte mult timp în colecția mea. Apropo, nu știu, eu nu pot să zic neapărat că mă dă pe spate noul aspect. Îmi place, dar e foarte modern. Parcă nu se potrivește cu ce înseamnă far away-ul, parfumul propriu zis. E prea, ambalajul e prea modern pentru stilul ăsta de parfum. Bine, nu-i urât, nu pot să zic că-i urât, dar nu mă dă pe spate. Într-adevăr, aș fi preferat cu ciucurașul ăla aici. Era mai fancy, așa, mai elegant, mai, nu știu, ușor mai spre patina timpului, din punctul meu de vedere. Da, mie îmi place foarte mult. Are vanilie, eu sesizez ușor nota aia de cocos. Nu e extraordinar de sesizabil, adică poți să treci peste fără să-ți dai seama la prima mirosire. Dar dacă stai un pic să lași să se așeze un pic aroma, eu cred că mă răcesc. Și atunci cred că aș face bine să grăbesc un pic clipul. Adică nici nu vreau să-l fac foarte pe grabă. Dar cred că rămân fără voce. Nu știu, cred că-s ceva virus iară prin aer. Da. Mirosul lui mă dă pe spate. V-am zis, cocosul ăla e... poate să treacă nesesizat. Deci, pentru cineva care îl miroase așa la prima vedere, poate chiar să spună că nu există. Există nota de cocos în el, dar trebuie să aștepți, nu știu, câteva secunde, poate un minut maxim. Și o să se facă simțită, o să-și facă simțită prezența. E și ambrat, că e foarte dulce. Și are și ceva lemnos, nu știu dacă nu cedru sau lemn de santal, dar cred că totuși cedru. E un parfum extrem de reușit, la fel, unul dintre cele mai reușite parfumuri de la Avon, tot așa cu istorie, la fel ca și Today-ul. Sunt niște parfumuri, nu știu, foarte, foarte bune, adică nu te aștepți la prețul pe care l-au, nu aveai așteptări să fie cine știe ce, dar uite că pentru Avon și pentru ceea ce înseamnă Avon, nu că înseamnă ceva rău. Eu comand frecvent de la Avon produse și mai ales parfumuri. N-am nicio reținere să nu comand, pentru că mă tentează să mai testez una alta. Doar că ei sunt la un anumit... au fost mai accesibili, sunt mult mai... sunt pentru un public larg, ca să zicem așa, ca să zic așa. Acum, ca să rămân tot în gama asta de far away, nu puteam, vorbesc și închid parfumul înapoi la el din același timp, îl pun înapoi în cutița lui. Nu puteam să nu-l menționez din nou pe Avon Far Away Splendoria, care știți că m-a cucerit și apropo mă dă pe spate ciucurele astea. Eu n-o să arunc, eu mai am o sticluță plină și n-o să arunc sticluțele astea, o să le păstrez tocmai pentru că au detaliul ăsta foarte, foarte frumos. Da, ăsta e la fel un parfum. Na, ăsta mi se pare că se pliază foarte bine pe stilul meu de a fi, pe caracterul meu. Merge foarte bine și cu personalitatea mea. Se pliază, nu știu, și pe cerințele mele. M-a cucerit de la prima mirosire și pentru cele care caută un parfum, că asta se caută, văd că mai nou, cam asta înseamnă să fie calitate, deși... Nu înțeleg de ce toată lumea are senzația că un parfum e de calitate dacă duduie. Nu. Și fake-urile duduie și alea nu sunt parfumuri de calitate. E o calitate și persistența lui, că normal că și pe mine m-ar deranja dacă ar persista o oră, maxim două, aș fi clar deranjată. Dar nu este cea mai importantă calitate a lui. Mie îmi place tare mult, v-am zis. Are note de tuberoză, nu mai știu exact și ce note, vanilie. Și ceva, nu cred că violetă. Nu mai știu să vă spun exact, dar eu mi-aduc aminte că are tuberoză și foarte multă vanilie. De când s-a lansat a avut un succes enorm. S-a vândut foarte, foarte bine și la fel și să-l consider, pe lângă că e parfumul meu de suflet, și un parfum care, pe lângă Far Away-ul clasic, s-ar putea să rămână totuși în amintirea, în istorie. Chiar făcusem un
clip, nu știu, acum vreo 2-3 clipuri și am vorbit despre subiectul ăsta. Sau încă nu l-am postat. În momentul de față când filmez, nu știu, nu mi-aduc aminte dacă am postat sau nu clipul. Asta este. Însă o să vedeți acolo când o să vă povestesc. Are și asta nu doar un moment de glorie. Eu zic că are șanse mari să rămână în istorie alături de Faraway-ul simplu. Dar nu credeți că nu o să vi-l arăt pe iubirea vieții mele, să zic așa, Casa Moratti la Tosca, care pentru mine e, nu știu, zeul parfumurilor, dacă vreți. Mi se pare extrem, dar extrem de nu că de bun, mi se pare, poate ăsta este cel mai bun parfum al celor de la Axel Joff, de fapt, din gama Casa Moratti, dintre toate pe care le-am testat și am vreo 3, mai am vreo 3 parfumuri sus de la ei sau 2, nu mă știu. Cred că mai am 2, nu știu exact. Ăsta mi se pare cel mai reușit. În momentul de față vreau să vă spun că mie miroase a struguri. Bă, ce bine miroase. Nu știu de ce, pentru că el are violete, dar îmi miroase a struguri. La fel, nu prea îl văd să se vorbească despre el în online. E drept că pentru 30 de mililitri are un preț cam piperat, însă știu că am mai zis, așteptați reducerile mai ales acum că o să vină Black Friday pentru că îl prindeți la preț bun. Eu l-am prins la 380 de lei, la 30 de mililitri, deci un preț foarte bun pentru un brand de nișă sau de lux. Mi se pare că un brand de nișă luxoasă. De fapt, parfumurile astea sunt clar nișă și cu tentă de vintage. Astea toate, deci toate din gama Casa Moratti, astea, mie așa, cel puțin asta mi inspiră. Și după aromă, pentru că genul de arome pe care nu le regăsești în toate parfumurile, cel puțin nici la Tosca, nici Dama Bianca și nici cel cu mai citric. Nu l-am regăsit în nicio clonă, nu l-am regăsit nici în parfumurile de mainstream, astea de designer. Îs niște arome, poate nu unice, dar aproape de unice. Iar ăsta este sufletului meu. Doar nu credeți că scăpați și de Olimpia? Iar un parfum pentru sufletul meu. Un parfum cald, un parfum feminin. Doamne, și miroase atâta de bine. Deci atâta de bine poate să miroase. E ușor sărat, dulce și sărat în același timp. Deci e o combinație trăznet. De ani de zile îl am în colecție, este a doua oară când am cumpărat, după ce îl voi recumpăra, pentru că îmi place incredibil de mult. Și v-am spus că eu, având, ambiția asta de a-mi micșora colecția de parfum, și sper să reușesc totuși, acum m-am mai potolit, v-am zis, nu mai prea cumpăr, dacă mă tentează ceva, îmi cumpăr, sau dacă primesc, asta este, să fie primit, nu e un lucru rău. Însă clar, dacă au ajuns deja la parfumurile sufletului meu, vă zic că am dat seama deja și că aș putea trăi doar cu parfumurile astea. Că mai încerc și că mai cumpăr și altceva pe lângă. Da, se va mai întâmpla, dar nu o să mai am o colecție uriașă de parfumuri. Și drept să vă spun, mă și cam obosește în ultima perioadă treaba asta cu parfumurile. Nu știu, poate și pentru faptul că nu deschid bine Facebook-ul și e invadat numai de grupurile astea de parfumuri, ceea ce e foarte bine, pentru că pasionați de parfumuri și exprimă părerea, fac schimburi de parfumuri între ei, cer o opinie. Doar că treaba asta devine obositoare. Acum nu știu dacă încep eu, dacă ați observat, eu iar am început treaba cu betonul, pentru că ce să vezi, iar o crescut. Și sar de la un subiect la altul, în fine. Nu mă băgați în seamă că cam scoasă din ritmul meu, că s-a obosit, abia aștept să mănânc și să mă culc. Deși nu este nici măcar ora 4 după amiaza, dar de serviciu te poate epuiza de multe ori. Da, așa ziceam că parcă a devenit un pic obositor și parcă, nu știu, simt o apăsare așa când deschid dulapul și văd atâtea parfumuri și de care nu mă pot bucura, că de multe uit și abia încep să le port și na. Până ajung, până legat, niciodată nu reușesc să gat, foarte greu gat niște parfumuri. Eu nu știu ce o să vă arăt eu la începutul anului viitor, pentru că știți că am o
tradiție să fac parfumurile, un clip cu parfumuri terminate în anul care tocmai a trecut. Am reușit, cred că vreau, nu știu să vă zic câte, nu cred, cred că până acum am 3. Dintre care unul nu-i consumat de mine, că e consumat de mama. Nu știu ce să arăt, nu știu dacă o să am ce arăta. Poate există o șansă să mai gat ceva până la sfârșitul anului, însă nu garantez. Un alt veteran la mine pe canal, Versace Crystal Noir, la fel, recumpărat și va fi re-recumpărat. Unul din cele mai frumoase parfumuri feminine de pe piață. La fel, mi se pare că se pliază foarte bine cu mine, cu personalitatea mea, cu faptul că, v-am zis, eu sunt o persoană un pic mai rece și mai... sunt și introvertită, ceea ce poate fi bine și în același timp nu poate fi bine. Cred că trebuie să existe și un echilibru între a fi introvertit sau extrovertit. Și eu încerc cât de cât să nu sar calul, cum ar veni, să exagerez în a fi introvertită. Mie nu prea place, de exemplu, să dau din casă. Nu sunt genul de persoană să mă duc și să, sau să mă laud cu ceva, sau să mă laud, să, mă rog, să dau din casă cu ce, orice am eu. Nu, eu țin în mine, prefer să nu, oricum, orice faci strânești invidie și eu încerc cât pe cât posibil să nu cauzez chestia asta, deși este imposibil. Deci eu am ajuns la concluzia că n-are rost, că orice aș face, oricum cineva va fi invidios. Și dacă nu mișc un creion de la stânga la dreapta. Așa că nu mai-mi pasă. Doar că, v-am zis, sunt lucruri pe care prefer să le țin pentru mine, nu le împărtășesc cu ceilalți, poate doar foarte puțin, însă, în general, eu sunt genul de persoană care oricum mă distrez și râd din orice, adică eu și la birou. Mie îmi place să mă duc la un loc de muncă pentru că eu mă simt foarte bine în compania colegilor, mă distrez, am, să zic așa, gașcă, dacă vreți, cu care mă simt foarte bine și... Na, asta se, uite unde am ajuns, doamne, de la Versace Crystal Noir am ajuns să vorbesc despre personalitatea mea. Da, ăsta iar mi se pare că se potrivește foarte bine cu mine. La fel, îl văd potrivit numai la o ținută mai elegantă. Excludem aici blugi. Nu merge deloc, nu mi se pare, pentru că blugul înseamnă, nu știu, casual, ești mai așa, mai stilul ăsta... Nu știu dacă simplu, că de obicei îți faci o ținută simplă din blugi, dar nu merge, na, nu... Îți dai seama și după aromă, că dacă te îmbraci așa și te dai cu cristal noir, nu prea se potrivește cu ținuta. Doamne, cât poate să-mi placă, deci mie îmi vine să-l beau. Dar exista o băutură alcoolică cu aroma asta, pe cred că aș fi beată permanent. Recumpărat, va fi mereu recumpărat, sper să nu scoată vreodată de pe piață și dacă aș auzi, Doamne ferește, vreodată așa ceva, păi cred că îmi fac un stoc din ăla să-l am pentru toată viața. L'Interdit di Givenchy Intense. No, ăsta este parfumul ăla potrivit pentru cineva, o persoană mai rece. E un parfum rece. E mai dulce, dar în același timp e rece. El poate fi și respingător în același timp, deși, v-am zis, mie prima oară a fost o relație de love-hate. Nu mi-a plăcut, dar deloc. Și nu înțelegeam când mai îmi spuneau fetele că ce fain e parfumul și că de mult le place. Nu înțelegeam de ce vă place, pentru că eu când l-am mirosit, nu mi-a plăcut deloc. Acum, faptul că îi simt tuberoza aia, pentru mine e... Mă termină, mă fascinează de-a dreptul. Și mi se pare că ăsta se potrivește cel mai bine din ce vă arăt acum cu ceea ce sunt eu, cu felul în care mă prezint și cum sunt eu în general. E un parfum superb, e un parfum incredibil de reușit. Gama asta, toată L'Interdit, mi se pare că e la un nivel foarte, foarte înalt pentru... brandurile astea mainstream. Altul care îmi place foarte mult și la fel ca și fratele lui, L'Interdit Givenchy Rouge de data asta. Ăsta e mai cald, e mai condimentat pentru că are ghimbir. Eu pentru asta l-am cumpărat. Cum se simte ghimbirul în el, Doamne, și așa dulce și adică e un condimentat, dar dulce. Nu e cum e Hermes, de exemplu, un jardin après la mousson.
Ăla e rece, se simte ghimbirul, dar e rece, un parfum rece care se menține rece pe parcursul zilei și unisex. Ăsta e dulce și condimentat și cu ghimbirul ăla crăciunistic, să zic așa, care iasă la iveală întotdeauna. Și da, eu întotdeauna parfumul ăsta, nu știu de ce, eu îl asociez cu Crăciunul. Eu l-am și cumpărat într-adevăr la sfârșitul lunii noiembrie, acum vreo 2 ani. Și posibil de asta să fac eu legătura asta cu Crăciunul. La fel, un parfum foarte bun, foarte frumos și care merită cumpărat și să-i dați atenție. Și v-am zis, așteptați reducerile pentru că le prindeți la prețuri normale. De fapt, îl prindeți la prețul lui normal și la care ar trebui să se vândă, nu la aproape 400 de lei. Și dacă tot l-am pomenit pe Hermes, un Jardin Sur la Lagoon, care îmi place foarte mult, la fel mi se pare unisex. Drept să vă spun, sunt foarte puține parfumurile de la Hermes despre care să spun că sunt feminine 100%. Jour d'Hermes e o excepție, ăla într-adevăr e feminin. Dar cel puțin din gama asta cu un Jardin, nu știu toate care sunt Jardin și ce am mirosit eu, mi se pare că au acel ceva care echilibrează. E chiar unisexul ăla, nu merge nici prea mult înspre zona masculină, nici prea mult înspre zona feminină. E un echilibru perfect și exact așa e și un Jardin Sur la Lagoon, care mie îmi place incredibil de mult. Știu că am făcut o istorie despre el, nu știu, anul trecut, că vă ziceam că să-l văd potrivit sub clar de lună la mare, când e, nu știu, cred că a fost ceva lună plină, atunci nu mai știu ce a fost, un eveniment cu lună sau lună roșie, ceva de genul acesta a fost, și că ăsta mi se părea foarte, foarte potrivit pentru momentul acela. Eu l-aș purta și în perioada asta mai răcoroasă, pentru că se pretează destul de bine. Poate când e foarte, foarte frig și iarna nu, dar acum, în general, primăvara, vara și toamna, nu văd de ce nu. Si de la Armani, un trandafir dulce, absolut delicios. La fel, e a doua sticluță pe care o am, deci vă dați seama că ce vă arăt acum se potrivește foarte bine și cu titlul pe care îl va avea clipul, pentru că eu v-am zis, eu nu o să fac, să pun un titlu și să prezint altceva în clip. Asta mie chiar, apropo, mi se pare josnic. Deci absolut josnic, numai ca să obții vizualizări, să pui un titlu și când dai click pe clip să vezi, e vorba de cu totul și cu totul altceva. Mi se pare chiar josnic și nu îți respecti, adică prin asta arăți faptul că tu nu îți respecti și nu dai doi bani pe urmăritorii tăi. Dar iar divaghez de la subiect. Da, nu se prea simte încă, nu am pulverizat, dar știu cum miroase. La fel, un parfum emblematic pentru cei de la Armani, uimitor de, nu știu, ăsta, de exemplu, nu intră în sfera asta de modernism. V-am mai spus eu că, din punctul meu de vedere, toate parfumurile Armani reprezintă modernismul și supramodernism, dacă vreți. Numai Siu are acel ceva care va deveni cu timpul un parfum vintage. Are potențialul ăsta și prin cum arată sticluța și prin faptul că are mirosul ăsta așa de trandafir, lemnos și dulce în același timp. Pentru că nu-i trandafirul ăla matur, bătrânesc, bătrânicios, cum mai spun eu, care poate să-ți placă sau nu. Dar e, la fel, nici nu e un parfum foarte tineresc, adică nu-l văd potrivit pentru adolescente. Nu. Deja e pentru o femeie trecută de 25 de ani, care are ceva experiență de viață, nu foarte multă, pentru că, na, și la 25 de ani ești foarte tânăr, n-ai ce experiență de viață foarte vastă să ai, însă, totuși, ceva bagaj de cunoștințe ai acumulat pe parcursul vârstei celor 25 de ani. Da, un parfum foarte reușit, care, v-am zis, iasă un pic, care, de fapt, nu un pic, iasă din sfera asta de modernism ce caracterizează brandul Armani. Îl iubesc, mereu va fi cu mine câtă vreme se va găsi. Și o să închei aici cu două parfumuri de la Chanel, nu o să le detaliez foarte tare. Coconoarul, bineînțeles, despre care știți, la fel și asta, mi se pare că mi se potrivește mănușă, e exact ceea ce
caut la un parfum. De fapt, cam asta ce v-am prezentat astăzi în clip, cam astea sunt preferințele mele. Și Coco Mademoiselle, Antens este ăsta. Parfumuri vintage, parfumuri clasice, nu au absolut nicio notă de modernism în ele. Parfumuri mature, la fel, după 30 de ani, cam de la 30 de ani poți să începi deja să experimentezi cu parfumurile Chanel. V-am zis eu până pe la 30 de ani, eu chiar n-aveam nicio treabă, 26, 27, 28. Cam pe atunci am început eu un pic așa să accept parfumurile Chanel, că până atunci le-am considerat bătrânești și mă feream de ele de parcă ar fi avut o travă. Preferatele mele cu trandafir, asta e un trandafir mai... De fapt nu, că ambele au același trandafir, asta e un pic mai pronunțată nota de trandafir. Aici, în schimb, v-am zis că vine nota aia și de paciuli, și de bergamotă, și de trandafir. Și aici, în funcție de cum e afară, de exemplu, v-am zis, dacă plouă, eu simt foarte bine paciuliu, dar în combinație cu bergamota, că e ușor acrișor, nu e paciuli ăla dur. Și când e mai călduț afară, când e așa soare, nu știu, ciudat, simt trandafirul. E foarte interesantă chestiunea asta la parfum. Îl iubesc, e, v-am zis, un parfum foarte elegant, foarte feminin. Mai scump, că n-ai din gama asta Chanel, nu prea prindeți nici reduceri la Chanel sau la Dior. Foarte, foarte rar. Eu, una cel puțin, eu nu mi-aduc aminte să fi văzut vreodată nici la make-up reduceri la Chanel sau la Dior. Deci chiar nu mi-aduc aminte să fi găsit. Poate numai la produse care stau să expire sau care, cărora li se apropie data de expirare. Într-adevăr, se mai face treaba asta. Dar în rest, chiar nu... Nu am văzut. Da. Și acestea au fost cele 12 parfumuri ale sufletului meu. Sunt parfumuri care, nu știu, sunt melodie pentru mine, mângâie inima, îmi schimbă starea și dacă am o zi proastă sau, nu știu, poate sunt foarte obosită sau mai tristă. Sunt genul acela de parfumuri care mie îmi schimbă, uite așa, starea. Bine, nu că aș fi dusă cu capul. Nu-s bipolară, nu vă faceți griji. Din fericire, încă sunt la limita aia, sunt normală. Sper să și rămân întreagă la cap, dar având în vedere în ce țară trăim, m-aș mira să ajung, să ajung la bătrânețe toată la cap. Asta dacă o să am vreodată, dacă o să am privilegiul să ajung la bătrânețe. Da, și hai să nu mai bat câmpii, că deja o iau pe ulei. Acesta a fost clipul de astăzi. Sunt curioasă voi... Ce parfumuri considerați că sunt pentru sufletul vostru? Puteți să-mi lăsați un comentariu prin mail, pe unde vii ușor, pe mail, prin mesaje, v-am zis că răspund. În caz că se întâmplă să nu răspund sau uit, că mi s-a mai întâmplat să uit, mai ales pe Instagram, cum eu nu intru foarte des, să uit de mesajul respectiv. Nu că nu vreau să răspund, pur și simplu să uit. Puteți să insistați că până la urmă tot o să văd. Dar eu nu prea folosesc Instagram-ul, chiar foarte, destul de rar, nu... Prea sunt, nu mi-este simpatică rețeaua asta de socializare. Eu sunt cu Facebook. Mai mult mi-e place mai mult Facebook. Nu știu de ce. De când am descoperit din facultate, e mai ușor, e mai pe stilul meu. E altfel. Acolo comunic foarte mult și cu oamenii din jurul meu, nu doar cu voi de aici, de pe canal. E altceva. Plus că, nu, de la o vârstă, între ghilimele, nu știu, niciodată pe mine nu m-a atras platforma asta, vă dați seama, dar aminte TikTok. Da, și gata, ca să nu lungesc și mai tare clipul, pentru că e un clip de aproape 30 de minute. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare cu un alt clip. Pa, pa!